Doamna Alexandria, tot ce de fapt, adevăratul scriitor al acestei epistole este scriitorul Augustin Buzura, care atunci, în 1994, conducea Fundația Culturală Română. De atunci am reușit, deja de peste 20 de ani, să edităm această revistă. Vreau să spun că noi aici, la CERNOU, ne considerăm o structură a Institutului Cultural Român. Pentru că redacția se află la Cernăuț și activăm aici, este editată la București, am spus în ce condiții. Era cu copertă galbenă, acum după conferință am hotărât să, prin copertă, să mai aducem câteva informații despre Cernăuț. Adică plătim trei și plătim noi din Cernăuț. Și vreau să spun că, după cum ați constatat, intelectualitatea românească are o activitate foarte intensă și științifică și culturală și literară. Deci avem o editură, Alexandru cel Bun, cinstea de Alexandru cel Bun, înființată în 1996. Acum, câțiva ani pe lume de editură, funcționează o bibliotecă românească pe care am dat pentru că ținem la acest lucru. Deci a fost cândva în 1918 că un ziar Alexei Sextie Pușcaru și noi am preluat acest lucru, precum și revistul pe care mi l-a lăsat Sextie Pușcaru în editorialul din